De ziua mondială a refugiatului, Maia Sandu a mers într-o vizită de lucru în nordul țării, la Iedineț, unde și-au găsit adăpost 10 de refugiați. Șefa statului a dat asigurări că Republica Moldova va continua să își ajute vecinii ucraineni. Am spus acest lucru de mai multe ori și îl voi spune și astăzi. Noi suntem în pace și în siguranță în Republica Moldova datorită curajului ucrainenilor, datorită oamenilor din Ucraina care luptă și prin această luptă apără și pacea din Republica Moldova. Мы просто в шоке. Мы так рады, что увидели президента. Она, ну, я думаю, что она очень умница, большая. Valentina a venit în Moldova împreună cu soțul în aprilie anul trecut, dar nu se poate întoarce acasă din cauza bombardamentelor, dar și a lipsei de apă în orașul natal. За нами летели грады. В общем, мы в чём стояли, прыгнули в машину, 5 человек нас и еле вырвались, конечно, оттуда. Потому что 2 месяца сидели в подвалах. Это было что-то страшное. Приехали сюда, нас встретили, конечно, очень добродушно. Мы даже не ожидали, честно. Сейчас заплачу. Ziua Mondială a Refugiatului a fost instituită în anul 2000 prin rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, astfel fiind onorată destinele a milioane de oameni care, forțați de conflicte, violențe sau diverse forme de persecuție, își părăsesc țara pentru a urma drumul refugiului. Приехала я 12 марта, можно сказать, что с самого начала войны. Встретили нас здесь гостеприимно. Можно сказать, что мне удалось буквально в ближайшее время, как мы приехали, устроить детей в садик, в школу. Ну, мы уже второй раз. Первый раз мы были в марте 22 года, а вот потом в декабре приехали из Киева. Потому что там... Свет начали выключать, у нас как бы 13 этаж, проблема все на электрике. În prezent, în municipiul Iedineț locuiesc aproape 200 de refugiați ucraineni care sunt recunoscători pentru ajutorul și susținerea oferită de țara noastră. Anul acesta am făcut multe pentru ei, am ridicat 6 căsuțe, am făcut deci pentru ei mai multe activități și de informare, dar în primul rând i-am asigurat toți copiii cu toate cele necesare. În primul rând, copiii ocupați cu grădinițele și cu școala sunt din contul nostru și a statului, desigur. Președinta a menționat că de la începerea războiului în Ucraina, Ziua Mondială a Refugiatului a căpătat o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Vă rog să știți că noi în continuare vom face tot ce putem, așa încât situația dumneavoastră să fie mai puțin complicată, să putem să trecem mai ușor peste această perioadă complicată. De la începutul războiului ruso-ucrainean, frontiera de stat a fost traversată de peste 840.000 de refugiați ucraineni, iar 10.000 și-au găsit adăpost în Republica Moldova.